Bună ziua, bun găsit! Între prieteni, îmbătrânim, iar natalitatea scade. Așa arată statisticile ce subliniază un declin demografic fără precedent, specific României și țărilor vecine, dar și celor din vestul Europei. O analiză ONU mai arată că și în condițiile în care femeile ar naște mai mulți copii, România ar putea cu greu rămâne până la sfârșitul secolului la o populație de 18 milioane. Povestim mai departe despre natalitate și combaterea infertilității cu domnul dr. Andreas Vitulcas, medic specialist obstetrică ginecologie, și cu doamna Delia Peteu, psiholog și coach în infertilitate. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Sunt niște statistici la care nu ne gândeam că am fi putut ajunge într-un timp atât de scurt. Citeam tot așa prin documentare că anul 1961 a fost ultimul care a putut să mai permită așa înlocuirea generațiilor, iar de atunci a continuat așa încet, încet să scadă natalitatea și am ajuns la un maxim în 2020-2021, atunci a fost momentul în care am văzut cât de puțin copii s-au născut. De ce este tendința asta și nu numai în România, dar și în alte țări din Europa? Da, eu o să vă povestesc din punct de vedere medical. Exact. Lucrurile aici sunt foarte simple și, așa cum am zis de fiecare dată, nu sunt motive neapărat medicale, adică nu se simba ceva radical, medical. Dar primul motiv și cel mai important este că cuplurile se gândesc tot mai târziu să aibă un copil. Și vă dați seama, dacă acum câțiva ani, 20 de ani, primul copil, vă dau o cifră ca o statistică ca să înțelegeți problema. Primul copil se năștea la 27 de ani, adică media la femeie la 27 de ani avea primul copil. Acum ajungem la 33 de ani să fie primul copil, adică s-au făcut, adică o diferență de 6 ani care este imens. Și vă dați seama, și femeile care se gândesc la primul copil la 38-39, după aceea nu au timp așa de mult pentru al doilea, al treilea sau al patrulea copil și lucrurile devin tot mai dificile. Pe de o parte, dar pe din altă parte, și asta este o parte mai medicală și vine mai mult pe partea bărbaților, că acolo avem o diferență majoră, adică au crescut destul de mult numărul de infertilitate, avem modificări la spermă, la spermogramă, pentru de la stilul de viață pe care îl avem. Din nefericire pentru bărbați, o spermă se degradează în timp de la stilul de viață pe care îl avem, adică cum ar fi stresul. Stresul este, din punctul meu de vedere, cel mai important factor care duce la degradarea spermogramei. Alimentația proastă, care merg împreună. Bărbații sunt foarte ocupați, sunt stresați, nu au timp de mâncare fast food, după aceea fumatul, care se legă și cu stresul și toate lucrurile acestea. Pe termen lung, toate aceste lucruri duc la degradarea spermii și acolo avem modificări majore. Adică, aș putea să spună, factorii majori este un factor non-medical. Eu zic cariera la femei, ca să ne gândesc tot mai aici târziu să aibă acolo, copii. Pe partea de ei, apropo de factorii. Și partea medicală, factorul cel mai important, a crescut foarte mult cazul de infertilitate pe rândul bărbaților din cauza stilului de viață pe care îl avem. Da, și uite, apropo de ceilalți factori, pe lângă cei medicali, nu cred că noi suntem neapărat conștiente, pentru că suntem foarte focusate pe a bifa anumite lucruri în cariera noastră, poate și atunci când vorbim despre întemeierea unei familii, suntem poate mai pretențioase, nu ne oprim așa la primul văzut, primul plăcut, da? Și automat toate aceste lucruri ne afectează pe această parte. De aceea se întâmplă sarcini peste vârsta de 30 și ceva de ani. Eu fac parte din categoria celor care a ajuns la domnul doctor la 43, deci exact din categoria care vorbim. Și carieră, dar au fost și considerente personale. Important este că suntem norocoase că trăim în zilele astea, pentru că medicina ne oferă posibilitatea să devenim mame. Probabil că acum 10-15 ani lucrurile ar fi fost mult mai complicate. Și tocmai din perspectiva asta, pentru că eu am ajuns la o vârstă... Acum că vorba aia, suntem între prieteni, știi, înainte erai considerată bătrână, în ghilimele, dacă făceai copii peste 30 și ceva de ani, adică îți trecea vremea, gata, acum n-ai făcut copii până la 30 și ceva de ani. Exact același lucru, și vă dau un exemplu, îl folosesc ca exemplu de fiecare dată. Dacă acum 30 de ani o femeie care avea 25-27,
la sat sau la comună, o arătau cu degetul cum nu are copil. Corect. Acum, dacă are copil la 25, o arată, cu degetul cum Dumnezeu așa de repede, repede copilul. Da, așa da, este. Aici aș vrea să corectez ceva. Da, așa. Nu trebuie să ne băzăm la tehnologie ca și la 43. A, pe principiu, trebuie să avem copilul, ala așa că avem tehnologie și ne ajută. Da, da. Trebuie să fim un pic mai preventivi, adică cât mai repede să ne gândim la un copil. Fiecare lucru trebuie să se întâmple la timpul lui. Da. Ovarele au vârsta lor biologică, așa cum arată ovarele acum 40 de ani, așa arată și astăzi. Adică nu putem să schimbăm, să facem modificări majore pe partea asta. De aceea, fiecare lucru trebuie la timpul lui. Și aici poate să ne confirme și Delia că un copil sau sarcina nu ne împiedică la carieră. Și asta pot să vă confirm 100%. Am sute de paciente care au o carieră strălucită. Și cu 2, cu 3 copii. Și cu 2, exact, 3 copii, da, care până la urmă au ajuns la un nivel foarte înalt și cu copiii acasă și toate lucrurile sunt așezate. Adică nu unul împiedică pe celălalt, nu e în detrimentul unui celălalt. Da, uite, și apropo de asta, că se spune că îți pierzi răbdarea, nu, după o anumită vârstă, nu, că nu mai ai aceeași disponibilitate, adică cumva femeile ar putea să tindă să amâne obținerea unei sarcini, încă se gândesc că sunt ținute în loc de ceva anume, da, sau că nu pot progresa în ceea ce își doresc ele. Mai e un factor. Da, cu siguranță că este un factor, dar cred că asta cu cariera este într-adevăr primul. Și până la urmă, dacă vorbim de prevenție, acesta este unul din motivele pentru care a apărut conferința Edu Fertilitatea, pentru că și eu dacă aș fi știut multe lucruri de la 20 ceva de ani, n-aș fi ajuns la 40 și ceva de ani să mă lupt să avem un copil. Pentru că sunt lucruri pe care le putem face. În primul rând, să facem un copil mai devreme. Da. Dar vedem că societatea de astăzi merge mult și în zona persoanelor singure, cuplurile se formează mai târziu și atunci dacă tot știu că vreau un copil, dar nu acum, îl vreau peste 5, 6, 7 ani, da, atunci exact. ce să fac astăzi ca Bun. Să pot să-l am peste 6, 7 Aici ani? Aici există un punct foarte important. Deciziile sunt fiecare persoană în parte. Exact. Dar când iei decizii, trebuie să fii informat. Adică nu spunem că femeie, da, la 27 de ani trebuie să aibă copil. Nu. E o decizie personală, persoanei sau a cuplului și așa mai departe. Dar să poți să iau o decizie având toate informații complete și corecte pe baza care să poate să discute, să iau decizii lor proprii pentru viața lor. Să fie adică o decizie conștientă. Da, adică cunoștință de cauză. Cunoștință de cauză, asta unde sunt astăzi, asta dacă o să mi se întâmplă dacă amân și este asumată. E o decizie asumată. Și asta este obiectivul. Adică de foarte multe ori vorbim noi din fertilitate, știți cum e. Dar nu toată lumea are acces nici online, nici YouTube și așa mai departe. Că trebuie să ne gândim că de a avea un copil sau o problemă de fertilitate nu face alegerea la oamenii mai tineri sau mai nu știu. Corect. Toată lumea, adică se aplică la toată lumea. De la omul care este la sat, și nu are acces la internet, până la cel mai ministru sau prim-ministru. Adică nu face. Și atunci obiectivul este oricine să aibă posibilitate să afle anumite informații, să aibă anumite informații despre infertilitate, ce vorbeam înainte, să fie conștient. Da. Și în aceeași timp să nu fie un monolog, pentru că când spui ceva într-un video, este monolog, procesul te ascultă. Și ce ai înțeles bine, ce n-ai înțeles la fel de bine, că nu are un răspuns. N-ai feedback, da. Exact. Adică obiectivul nu este să fie făcut o prezentare. Bineînțeles, să se prezintă anumite lucruri, să pornim de undeva, dar să fie mai mult o discuție. Adică oamenii să pot să pună întrebări pe loc și să aibă răspunsurile lor pe loc. Să fie conștienți că dacă o să vadă că sala este plină, nu sunt singuri ei. Adică este o problemă care impactează pe toți. Exact, da. Adică nu. Da. Și cum am zis, să fie conștienți și să aibă răspunsurile la întrebările lor. Asta este obiectivul principal, să fie informați corect, că poți să iau niște decizii. Unde veți ajunge cu aceste conferințe și cu aceste discuții? Pentru că e bine să ajungă la cât mai mulți. Pe 4 noiembrie la București, pe 8 noiembrie la Timișoara și pe 16 noiembrie la Cluj. Suntem foarte fericiți că reușim să ajungem
și în țară, în orașe și ne propunem mari, da? Să ajungem în cât mai aici mult este orașe. Delia, i-am zis, Delia, dacă te las pe tine, cred că o să luăm, facem o caravană cu, știți, cu asta și mergem și de la comună la comună în toate orașele, da? Da. Și comun. Nu, este o chestiune foarte importantă. Și eu zic că e o inițiativă bună. Trebuie să spunem că nu există vreo obligație financiară de intrare. Intrare liberă. Este liber pentru toată lumea. Cine dorește poate exact. Să vină să se informeze, să vorbească direct cu specialistul, adică nu mai știi cum e, nu mai trebuie exact. Să stau exact. Să fac programare. Sunt foarte mulți oamenii care nu au posibilitate financiară, că totuși nu e ieftin, sau trebuie să facă un drum până unde se află doctorul. Și nu toți au posibilitate financiară, și mai ales când există programul național care poate să fie ajutați de la stat, ar fi păcat. Și noi trebuie să facem un pas, noi doctorii, către ei, adică un ajutor, că pot să fie informați, că să pot să se miște lucrurile, să se ducă într-o anumită direcție. Și cu ocazia asta, și a fost asta surpriză de la Delia, oricine participă, pentru că poate unii au și probleme medicale care trebuie intrate la mai multe detalii și poate unii nu vor să vorbească cu toată lumea despre cazul lor, vor o anumită intimitate. Pentru orice cuplu o să fie, o să participe la conferința respectivă, o să aibă un consult gratuit din partea noastră, ca să poate totuși să aibă răspunsurile corecte și complete, ca să știu care este situația lor. Este, și aici revin, și este ultima care aș vrea să punctez. Foarte multe cupluri consideră că dacă am o problemă de fertilitate, adică nu pot să fac copil, adică de un an de zile tot încerc și nu am un copil, trebuie să fac fertilizant in vitro. Și încerc să le convide fiecare dată că nu așa este. Doar o treime din cupluri care au o problemă de fertilitate ajung la fertilizant in vitro. Celelalte se rezolvă cu alte terapii. Poate să fie niște pastile, poate să fie o intervenție laparoscopică, sunt alte tratamente. Dar înainte să luăm niște decizii dacă e bine pentru noi sau nu, trebuie să fim informați, să știu. Asta este să avem un diagnostic, asta este problema, asta e problema medicală, motivul pe care nu avem un copil, și asta sunt toate soluțiile posibile, și atunci poate ieși să iau decizii pentru viața lor și ce au de făcut mai departe. Uite, Delia, și apropo de, din punct de vedere psihologic, de cum impactează acest diagnostic de infertilitate cuplul, cum se rezolvă lucrurile, pentru că da, avem soluții, dar normal e greu de digerat, e greu de dus, se nasc tensiuni între parteneri, trebuie să știi cum să te susții, da, unul pe celălalt, cum să se susțină. Ce înseamnă asta pentru cuplurile care încearcă să facă așa copii? Așa este. În primul rând, aș vrea să subliniez că sunt studii care arată că stresul diminuează, înjumătățește șansele de concepere. Da, așa, da. Indiferent că e pe cale naturală, indiferent că este prin fertilizare in vitro. Și nu toată lumea are noroc, cum am avut eu, să am și medic și psiholog doi în unu. Când a fost rândul nostru. Da. Și acesta este motivul pentru care m-am îndreptat, după ce l-am născut pe Zenon, în această zonă, pentru că îmi doresc din tot sufletul ca femeile să aibă drum mai lin decât am avut eu, cuplurile să aibă drumul mai lin, să înțeleagă care este impactul de la bun început și să-l gestioneze, pentru că totul se poate gestiona alături de echipa medicală potrivită și de un suport psihoemoțional potrivit, indiferent că ai un simplu tratament sau că faci un film, lucrurile se pot gestiona. Și într-adevăr, noi avem nevoie de educație pe tema asta, de informare pe tema asta, pentru că nu știm. Și nu vreau să vorbesc de România, în particular, pentru că la nivel global e un subiect tabu. Știți, este foarte un lucru care te oftică, să zic așa pe românesc. Da. Există tehnologie astăzi. Da, avem. Okay? Slavă Domnului, da. Statul astăzi ajută. Da. Adică ajută din punct de vedere financiar, că într-adevăr a fost un impediment. Statistic iese că când cineva, un cuplu infertil, se duce la medic specialist de infertilitate, peste 95% din cazuri se rezolvă și au copil. Și cu toate astea, când există, să stai acasă și să aștepți. Nu e în regulă, adică e păcat. Acum există toate instrumentele încât toate cazurile respective să fie rezolvate. Și aici nu trebuie să uităm de cât de mare ajutor este, exact să repet, de la statul român, care ajută și Ministerul Familiei, care ajută cuplul respectiv. Au ținut fonduri mai mari. Nu se compară. Adică gândiți-vă că am avut cupluri care erau conștienți de problemă,
nu aveau posibilități financiare. Ești o cuplu care nu au făcut este, credit este la destul bancă de scump. Să obțină o sarcină. Stăteau 10 ani stând ce au de făcut. Da. Știau că soluția este fertilizare in vitro, ani de zile să stau să aștepte și acum au putut să acceseze programul și să aibă sau o sarcină. Vă dați seama ce ajutor este. Așa imens. Este. Și apropo de, pentru că spuneai că sunt tot felul de variante, da? În momentul în care ne gândim noi așa, vrem copil, nu vrem copil, la un moment dat în viața noastră, ok, și dacă am 20 ceva de ani acum, nu știu, că ziceai de vârsta asta magică 27, și nu vreau să fac copil acum, vreau să fac la 30 și ceva, da? Că mai am acolo niște există lucruri soluții de bifat. Ce soluție am eu ca femeie? Acum, slavă Domnului, foarte multe femei se gândesc și chiar este o cerere foarte mare să congeleze material genetic. Adică putem să congelăm ovocite, da, să ne aștept acolo ca o bancă care avem o rezervă. Da. Le punem la bancă. Le punem la bancă. Când îl vedem pe făt frumos? Când îl vedem acționat. Să nu trebuiască să fie folosită niciodată. Adică femeia asta rămână natural, sarcinată, să avem tot ce trebuie. Da. Dar în cazul în care ba apare o problemă, ba nu ies lucruri așa cum l-am socotit, și apar niște surprize, să există un backup acolo care să ne aștepte încât să nu avem stresul tot timpul. Dar aici există un pericol. Nu-i seama că dacă avem backup acolo, gata, păi și cât facem copilul la 45 de ani. Păi nu, serios, acum au și el o viață acolo. Da, adică ar fi acolo, bine nu? Să fie folosite mai devreme de 7-8 ani. 7-8 ani. Da, cel târziu, cel târziu, da? Cel târziu. Și care e vârsta potrivită pentru a congela ovocitele? Adică cam... Nu există o vârstă potrivită. Dacă putea să pună o vârstă, ok. A spune că peste 32-33 de ani. Bun. Dar fiecare știe de viața lui. Adică dacă este o femeie care are 31 de ani, deja are un partener și se gândesc peste 6 luni să aibă un copil, nu e cazul. Normal că nu okay? E cazul, da. Dacă avem aceeași femeie, tot la 31 de ani, hotărâtă... tocmai vrea să facă nu știu ce cu serviciu, tocmai a divorțat cu un partener care a fost, și nu vede la perspectiva, la următoarele 2-3 ani, că nu o să aibă, nu o să fie în posibilitate de a avea un copil, atunci da, acolo se recomandă să congelăm ovocit. Adică e o chestiune mai personală, adică de la persoană la persoană. Da. Uite, Delia, vreau să te mai întreb despre cuplurile care trec, să zicem că au trecut de acel an în care nu au reușit să obțină o sarcină, tot încearcă să aibă un copil prin, uite, și prin fertilizare. Există neșansa ca uneori să eșueze, da, să nu se prindă acele, mă rog, celule, să dea naștere embrionului. Cum gestionează aceste încercări, să le zicem așa? Pentru că sunt cazuri în care chiar și de la 7, 8, 9 fertilizări s-a obținut o sarcină, dar de fiecare dată este un travaliu dureros. Din experiența mea personală și experiența tuturor fetelor cu care eu am lucrat, dacă ar fi să recomand un singur lucru, este să avem un plan. Să nu mergem din fertilizare in vitro în fertilizare in vitro. Să știu, ok, mă gândesc că mai fac încă 3 anul ăsta, că de atâta am bani, dau un exemplu. Da. Sau încă 2, adică să nu zic gata, de data asta îmi iese și nu mai am nimic ca backup după aceea. Pentru că, într-adevăr, trebuie să fim realiști și să ne uităm în statistici care este rata de reușită de la primul FIV, mai ales pe măsură ce înaintez în vârstă. Normal, că și organismul scade, ăsta exact, face clar. Și el ce poate. Da. Și atunci dacă mă uit în niște statistici și încerc să îmbin speranța cu obiectivismul, cu realitatea, adică să știu la ce să mă aștept, să știu că poate, cum a fost și cazul nostru, am trecut prin 4 FIV-uri, dar am reușit, dar în final. Da. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta de la bun început și să avem un plan pe termen cel puțin mediu. Deci cumva să nu fi dărâmată la, exact, la fiecare încercare. Adică, dacă tu deja ai o altă perspectivă, un alt plan în față, nu mai ești atât. Eu am trecut și prin varianta că toate credem că la primul FIV ne reușește. Cam așa e mental și caz foarte tare. Și după aia te ridici și după aia te-ai prins de prima oară că s-ar putea să vedem a doua, a treia. Și într-adevăr și eu știu persoane care au reușit și la... Da, 7-a, 8-a, 9-a încercare, Și de la întâia încercare, dar suntem diferiți și trebuie să știm niște lucruri clare de la bun început și să avem un plan. Și oricum deschiderea medicilor este adică foarte importantă. Acolo este tot baza. Procesul ăsta, cuplu, adică unul să susțină pe celălalt. Da. Și cel mai important este încrederea la medic și de aceea le zic de fiecare dată. Există foarte mulți medici specialiști în România care sunt foarte buni pe partea asta, pe segmentul respectiv. Chiar a evoluat foarte mult medicina în România pe segmentul respectiv. Este foarte important să aveți încredere și, cum zic unii, mie nu-mi place cuvântul, dar îl folosesc că să existe chimie cu doctorul, pentru că
nu poți să duci un drum care este corect, destul de greu, și cu neîncredere, și cu semne întrebării, și toate lucrurile astea se adună. Da, să rezonezi cu medicul. Exact, da. Să nu ai încredere. Da. Să știi că asta ți-e spune, asta este corect pentru tine. Și atunci lucrurile se simplifică mai mult. E foarte important. Să recapitulăm, conferințele Edu Fertilitatea, da? Acuș în noiembrie, da? Da. Mergem la Cluj, București, Timișoara, da? Exact. 4, 16 noiembrie și 8, și 8 noiembrie, și din da? Din ianuarie avem restul orașelor mari din România. Ajungem și acolo. Ajungem și acolo. Avem și un vis pentru anul viitor. Da. Facem o conferință mare cu multe ateliere frumoase în București, ceva... E frumos. Da. Așa să fie. Așa să fie și să mai veniți pe la noi, da, să povestim mai departe despre toate proiectele acestea frumoase, să avem multe sarcini reușite, da, bebeluși sănătoși, da, familii fericite și ce să mai felicitări pentru tot ceea ce faceți, pentru implicarea voastră. Mulțumim. Vă aștept cu mare drag între prieteni. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc. Mulțumim. Și pentru că tot vorbeam despre cât de importantă este alimentația în stilul nostru de viață, uite, poftim chiar astăzi, sărbătorim ziua internațional a alimentației. Hai să vedem un material interesant. Ziua Mondială a Alimentației este marcată în fiecare an pe 16 octombrie. În prezent, această zi este sărbătorită în peste 150 de țări, iar 450 de organizații neguvernamentale sponsorizează această zi. Evenimentele desfășurate pe glob în această zi au drept scop sensibilizarea populației cu privire la problemele legate de sărăcie și de foamete. World Food Day 2023 comes during a global food crisis, with the world moving backwards on handling hunger and malnutrition. Tema din acest an este Apa este viață, apa este hrană. Tema încearcă să crească gradul de conștientizare cu privire la importanța gestionării înțelepte a apei, deoarece creșterea rapidă a populației, dezvoltarea economică, urbanizarea și schimbările climatice amenință disponibilitatea apei. Potrivit statisticilor, aproape 800 de milioane de oameni nu au suficientă hrană pentru a susține un stil de viață sănătos. Alimentația precară cauzează 45% dintre decesele copiilor cu vârsta sub 5 ani din țările aflate în curs de dezvoltare. Astfel, puțin peste 3 milioane de copii mor anual pentru că nu au acces la o alimentație optimă. De fapt, susține FAO, milioane de oameni din întreaga lume nu își pot permite o dietă sănătoasă, prezentând un risc ridicat de insecuritate alimentară și malnutriție. Astăzi se produce suficientă hrană pentru nevoile întregii lumi. Problema este accesul la alimente și disponibilitatea acestora, lucruri din ce în ce mai dificile din cauza provocărilor multiple, pandemii, conflicte, schimbări climatice și prețuri în creștere. Una dintre soluții pentru a pune capăt foametei este să nu mai risipim alimente. Cele risipite sunt legumele, cerealele și rădăcinoasele, irosite în timpul producției agricole și în timpul depozitării post-recoltare. Totodată, risipa de hrană crește nevoia de a produce mai multe alimente. Populația României are o alimentație preponderent nesănătoasă, conform evaluării realizată de Institutul Național de Sănătate Publică. Alimentația românilor se caracterizează printr-un aport mare de grăsimi și proteine în detrimentul vegetalelor și al fructelor. Deși suntem țara din Uniunea Europeană care cheltuie cel mai mult din bugetul gospodăriei pe mâncare, de două ori mai mult decât media europeană, românii stau prost atât la regimul alimentar cât și la activitatea fizică, ambele fiind elemente principale ale unei vieți sănătoase. Te pregătești să-ți scoți la vânzare locuința și nu știi cum să o faci mai atrăgătoare? Ei, cu mici trucuri bine aplicate poți să-i crești valoarea și, bineînțeles, să o faci să se vândă cât mai repede. Există și un curs pe această temă, iar noi vrem să aflăm mai multe de la Adriana Popescu, designer de interior. Bine te-am găsit, Adriana! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Uite, povestim despre acest concept pe care tu l-ai pus la punct. Se numește homestaging, da? Și vreau să îmi povestești mai multe despre cum a luat naștere și ce presupune, de fapt.
Da, homestaging-ul a luat naștere acum 100 de ani în America. Este un serviciu de marketing. Presupune mici trucuri, presupune o cosmetizare, nu o reamenajare a spațiului. Deci dacă, cred că ar fi interesant să știe publicul nostru că homestaging-ul nu este interior design, costurile sunt de 10 ori, poate de 20 de ori mai mici și se referă la transformarea spațiului în care noi trăim, în care noi ne-am pus amprenta, transformarea spațiului într-un spațiu neutru. Deci, practic, viitorul proprietar își dorește să se regăsească în spațiul acesta ca fiind al lui. Deci orice urmă de pasiune, de hobby-uri, de traiul nostru de zi cu zi în casa noastră trebuie să dispară. Deci asta ar fi primul punct de plecare, ca să zic așa, da? Să privim cu ochi critic la cum arată în acest moment apartamentul nostru, da? Și să-l ajungem, nu, cu el la un nivel neutru. Da, deci orice culoare de contrast foarte mare trebuie să dispară. Trebuie să rămânem în culori neutre, pentru că acestea psihologic sunt cele mai plăcute, sunt cele mai plăcute, alburi, griuri, bejuri. Deci cât mai mult să curățăm spațiul. Bineînțeles, homestaging-ul se referă și la mici reparații, retușuri. Așa, da? Da. Avem o gaură în perete. Ce îi facem? Trebuie să o reparăm. Normal. Adică nu, vrem să creștem valoarea. Știi cum e? Nu poți să pui un tablou peste gaura aia, nu? Putea să punem un tablou despre... Da, putem să punem și un tablou să acoperim. După să fie dezamăgit. Dar lăsând gluma la o parte, cam în linii mari despre asta este vorba. Cum să aduci spațiul tău într-un stil neutru. Nu este vorba despre un stil de design interior, trebuie cât mai neutru posibil din punct de vedere al culorii și din punct de vedere al stilului. Deci automat vom interveni la nivelul pereților, da, apropo de aceste culori, poate vrem să amenajăm, nu știu, un perete într-o culoare pastel, dacă vrem să fie un perete accent, putem să facem și asta. Deci putem în general să eliminăm orice culoare pe care am avut-o pe un perete, pentru că o culoare înseamnă deja o limitare a clienților noștri. Poate ne place roșu, și mie îmi place, da, dar îl vom elimina, vom da efectiv un lavabil de o culoare neutră. Da. Și din start, apartamentul, casa noastră, va fi mult mai agreabil, pentru că eliminăm acest... punct de interes, să-i zicem așa. Da, nu? Eliminăm... riscul să existe un potențial client care detestă această culoare și am să-ți spun, foarte important, și aș fi vrut să încep cu acest lucru, că în 90 de secunde îți faci o părere. Nu, în 90 de secunde decidem așa, da, dacă este sau nu este proprietatea pe care ne-o dorim. Și asta pentru că noi avem așa o reacție intuitivă, ca să spun așa, nu? Bazată pe ce ne place nouă, ce experiențe am avut. Exact, exact. Pentru că o vânzare, și nu doar despre imobiliare vorbesc acum, sunt studii făcute de marketing, o vânzare partea rațională este implicată 5%. Da, totul se ia pe baza emoțiilor. Și 95% sunt emoțiile. Da. Deci, practic, da? Clientul, înainte să vizioneze o locație, știe prețul, deci este partea rațională, și știe locația. Da. În momentul în care are impactul, da, apartamentului, casei, proprietății, este doar emoțională. De aceea, modul în care noi ne pregătim casele ar trebui cel puțin făcută așa cum facem cu mașinile noastre. Deci mașinile noastre, când le vindem, da, mergem la detailing, îi mai dăm un polish, o mai aranjăm, o mai... Exact, da. Exact. Adică mă întreb de ce n-am face și cu apartamentul, pentru că acest serviciu, la fel statistic vorbind, ne poate crește valoarea apartamentului între 10 și 15%.
Uite ce lucruri interesante ne spui. Apropo, avem aici un exemplu, da, de un interior așa cum este el, da? Tu ai intervenit, apropo de acest interior, ai făcut niște mici schimbări. Da. Să ne zici ce era înainte, cum arăta interiorul înainte de schimbări. Înainte de schimbări, în primul rând, ordinea este foarte importantă. Da. Este foarte importantă pentru fotografia de final, lumina. Așa, da. Da, am dat un lavabil. Am observat că ai umblat acolo la culoare. Trebuia să remprospătez. Da. Și întotdeauna trebuie să dai un aer de modern. Deci în orice stil, în orice imobil te-ai afla, chiar dacă este stilul clasic sau Belle Époque sau orice stil am putea să avem, întotdeauna vom adăuga elemente moderne. Pentru că tendința noastră, da, vrem să fie proaspăt și vrem să avem sentimentul că este... E acasă, nu? E actual. Da, da. Este actual. E foarte primitor, uite, facem o diferență, uite cum arăta înainte și n-ai schimbat patul, este același pat, dar uite cât de mult contează, da, texturile materialelor alese, culorile, chiar și acele scaune tapizate, da, observăm că ai umplat, da, am ascuns, și acolo. Am, da? Ascuns, da, am ascuns ca să-i dau o notă de curat, de modern. Exact. Culoarea era deja mult prea tristă. Da, da, da. Și uite, dacă înainte, în ghilimelele de rigoare, da, mi se părea un interior prăfuit, adică vechi, da, nu era deloc așa să mă încânte. Acum îmi place foarte mult că s-a schimbat lumina, apropo de ceea ce spui. Intră foarte multă lumină, probabil că reflectă și pereții, dar da, este un spațiu în care aș dori să stau, adică mă îmbie să vin acolo, să stau cu un ceai cald, să citesc o carte. Mă bucur. Homestaging-ul se referă la vânzarea apartamentelor, dar și la închiriere, când vine vorba de Airbnb, de exemplu. Da, 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 da. Poza trebuie să fie fabuloasă, și nu doar poza, și ambientul în sine. Și cred că foarte mult contează, de ce nu și la preț. Da, cu siguranță. Timpul, normal. Aici avem un alt exemplu, da? Cum ai găsit acest interior? Cum era înainte? Sunt foarte multe interioare care sunt mobilate, da? Și în care proprietarii n-au locuit. Foarte multe sunt făcute pentru închiriere și prezentate în acest stil. Cred că ați văzut foarte mult. Da, nu? Da. Am văzut anunțuri. Da. Sunt mobilate, dar nu au viață. Exact. Deci, ce se întâmplă cu serviciul nostru de homestaging? Mici elemente, plante, lumină, uite, lumină, că apropo de lumină, da. Exact. Uite. Pernuțe. Un tablou. Un tablou făcut dintr-o țesătură acoperită. Acoperim două panouri de polistiren, nu este un tablou adevărat, este un tablou. Este o butaforie. Am înțeles. Da? Da. Cu câteva elemente am schimbat interiorul, cred eu. Foarte, foarte mult, da, cum ai reușit să cromatic, schimb, vedeți, da? Neutru. Neutru, da? Da. Chiar acest blue aqua nu iese cumva, place tuturor, adică trebuie să fie o culoare care să... Dar nu e strident. Da, nu te deranjează. Corect. Trebuie să fie plăcută, agreabilă. Lumina e caldă, să menționăm asta, că e foarte important, da? Când alegem lumina, să nu punem neon sau lumină rece, da? Ca să dăm senzația aia de confortabil, de acasă. Nu? De acasă. Încă un truc. Da. Pentru că vorbeam, da, vorbeam în culise cu o colegă. Da. Simțim mirosul de cafea. E foarte important. Un alt truc de homestaging, mirosul, cum îl primim pe potențialul client când ne vindem un imobil. Da. În casă trebuie întotdeauna să miroase bine. Uh-huh. Dacă nu avem posibilitatea să punem un parfum deosebit, încercăm să facem o plăcintă sau o cafea, cu toții ne putem permite. Corect. Înainte de vizionare. Înainte de vizionare, da. Ca să-l facem să simtă acasă. Mm-hmm, da, 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 foarte, foarte interesant. Mai avem aici un interior. Aici pare un dormitor micuț sau ce a fost aici? Da, este un... Sau un living, ce era? Este un dormitor. Dormitor, da. Ce-am vrut eu să exemplific aici, da, a, a,
fost faptul că în momentul în care vindem apartamente nemobilate, da? Pentru că nu ne permitem să le mobilăm, da, de corect. Multe ori ne-ar costa 20-30 de mii de euro. Corect. Butaforia pe care noi o folosim, mobilierul din carton, nu știu dacă v-ați dat seama până acum, dacă ați văzut un element. Nu. Da, sunt foarte multe. Serios? Sunt foarte multe. Da, sunt foarte, cred că n-am exemplificat aici, dar da, sunt foarte multe elemente pe care le folosesc, bucătăriile, de exemplu. Sunt module absolut reale, adică din dimensiuni, de dimensiuni standard, dar sunt din carton. Pentru că trebuie să se facă foarte ușor deplasarea obiectelor. Homestaging-ul, amenajarea rămâne pe tot parcursul vânzării, deci până când se vinde un imobil, nu doar pentru fotografie, da, rămâne și pentru a avea impact în momentul vizionării. Și cum vă spuneam, este foarte, foarte important să creăm o ambianță care te cheamă, da? Într-un stil, vedeți, aici nu putem să spunem că e minimalist, cum nu putem să spunem că este un stil contemporan, cum nu putem să spunem că este un stil retro. Da, corect. S-ar putea să avem elemente. Sau scandinav, poate exact. Să aibă și de acolo niște exact. Elemente. Exact, deci da, trebuie să fie un stil absolut neutru, cu culori neutre, în care mobilierul, golul plin, da? Trebuie să fie foarte bine proporționat. Prea mult înseamnă spațiu, spațiu sufocat, deci tendința să senzația că este un spațiu mic, dar și gol, la fel. Dacă ați văzut vreodată un șantier în construcție, deci o casă care începe, da, să se construiască, poate ați văzut baia sau un dormitor și te uitai la el și îți spuneai, acesta nu poate fi pentru că e foarte mic. La fel gândim și când intrăm într-un spațiu neamenajat. De aceea homestaging-ul cu costuri mici poate face minuni. Poate face cu siguranță minuni. Apropo de curs, pentru că ai pus la punct și un curs, cui se adresează și cine poate veni să afle mai multe detalii despre homestaging? Am organizat un curs pentru brokeri imobiliari, am fost, cred că săptămâna trecută, da, dar voi organiza un alt workshop în care le arăt tuturor agenților imobiliari. De data aceasta am să mă întâlnesc cu cei din APAIR, din Asociația Profesională Agenților Imobiliari din România. Deocamdată pentru ei, pentru că vreau să-l fac cât mai cunoscut. Dar, da, am pregătit un curs pentru toți ceilalți, pentru publicul larg, care să învețe minimum trucurilor, de exemplu, regula lui 3, pe care noi o folosim în design interior, este foarte interesantă și ajută foarte mult psihologic. Așa, da, ce presupune? Presupune să aranjăm obiecte în grupaj de 3. Aha, da? Deci 3 vaze, 3 tablouri. Câte 3? Da? Numărul impar, da, este mult mai atrăgător dacă ne gândim și în istoria artelor, da, tripticul sau tot ce înseamnă chiar și în biserici, ferestrele sunt 3. Întotdeauna 3-ul are o energie pozitivă. Și de multe ori pot fi chiar și de dimensiuni diferite, exact, nu? Exact, dar da, grupat între 3. Dacă... Uite că văd acolo pe perete, da? Exact, dar poți să vezi și ceșcuțele că sunt 3. Și ceșcuțele le-am văzut, da. Acum că v-am ne-ai dezvăluit secretul, da? Când intrați în showroom-uri, așa, sunt interesante. Să le privim cu un ochi critic. Uitați-vă cu bun și o să vedeți foarte multe lucruri. La fel, stilul din showroom-uri este foarte asemănător cu homestaging-ul. Pentru că trebuie să fim atrași cât mai multe personalități, cât mai multe gusturi diferite. Mie nu-mi vine să plec din showroom-uri, îți mărturisesc. Când intru într-un showroom de mobilă sau mai știu eu, nu mai vreau să plec de acolo. Adică aș putea să-mi petrec ore în șir și nu m-aș sătura. Deci cred că acesta este efectul, exact, nu? Exact, este acest efect de homestaging, de staging imobiliar,
studiat fiind, pentru a plăcea să te țin acolo, să te atragă. Da, exact, exact. Și mirosul. Și mirosul, da, foarte important, da. L-ai observat. Dar cum să nu? Fiecare mare magazin, să zicem așa, când te duci, o să-l identifici cu un anume parfum, un anume miros pe care el îl folosesc. Așa că e foarte bine că ne-ai menționat și acest lucru, să facem asta și în casele noastre, dacă, uite, le pregătim pentru vânzare, da, să păcălim un pic acolo. Exact. Nu mult, dar un pic așa, un pic, nu strică. Îți mulțumesc tare mult, Adriana, că ai venit astăzi la noi cu acest subiect foarte interesant și drag, îți doresc succes și pe mai departe, așa, să ajungă informațiile la cât mai multă lume și, bineînțeles, să te mai întorci aici între prieteni, să mai povestim. Mulțumim oricând frumos! Mulțumesc și eu! Mulțumim! Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim!